Bună ziua! Mulțumim tare mult celor care urmăresc această sesiune live. Astăzi, împreună cu șefa disciplinei de epidemiologie din cadrul USMF, Angela Paraschiv, vom discuta mai multe detalii despre vaccinul Johnson & Johnson și vom veni cu informații actualizate despre toate tipurile de vaccin împotriva COVID-19. Vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Vom răspunde la toate la finalul sesiunii. Doamna Angela, bună ziua! Bună ziua. În primul rând, vreau să vă întreb prin ce se deosebește vaccinul Johnson & Johnson de alte vaccinuri împotriva COVID-19. În primul rând, bună ziua, stimată audiență. Într-adevăr, acum discutăm despre un tip nou de vaccin care a apărut în Republica Moldova. El este utilizat deja pe larg în diferite țări, a început să fie administrat în Statele Unite, ulterior este aprobat deja și de către Agenția Europeană a Medicamentului. La moment sunt administrate deja peste 20 milioane de doze și este utilizat în practic 45 de țări din întreaga lume. Este un vaccin sigur, este un vaccin eficient și dacă să vorbim despre diferența dintre alte tipuri de vaccinuri pe care le avem deja în țară, el este asemănător în primul rând cu vaccinul AstraZeneca și cu vaccinul Sputnik. Este obținut prin utilizarea aceluiași tip de platformă cu utilizarea vectorului viral. Este dezvoltat pe baza adenovirusului 26 și aici, dacă să facem o comparație dintre vaccinul AstraZeneca și vaccinul Sputnik, atunci vorbim despre asemănarea cu vaccinul Sputnik, care la fel utilizează adenovirusul 26 și unul și altul este de origine umană, comparativ cu vaccinul AstraZeneca, care utilizează adenovirusul de origine animală și anume pe baza adenovirusului de cimpanzeu. Și dacă, iarăși din nou, facem diferența dintre vaccinul Sputnik, aici în vaccinul Johnson & Johnson am zis că utilizează același adenovirus 26 uman, doar că aici avem doar o singură doză. Deci vaccinul Sputnik are două doze, la prima administrare se utilizează adenovirusul 26 și la a doua doză se utilizează adenovirusul 5, ambele având acea informație genetică despre virusul SARS-CoV-2. În vaccinul Johnson avem doar adenovirusul 26 de origine umană și care poartă acea informație genetică a virusului SARS-CoV-2. Respectiv, studiile care au fost realizate au demonstrat că o singură doză este îndeajuns pentru a forma acel răspuns imun împotriva virusului SARS-CoV-2. Această posibilitate sau acest vaccin ne oferă să formăm răspunsul imun cât mai repede și respectiv să vaccinăm un număr mult mai mare de persoane. Și totodată, dacă vorbim despre pandemie, pentru că acum noi totuși ne aflăm încă în perioada de pandemie, pandemia nu a trecut, chiar dacă noi vedem că numărul de cazuri în Republica Moldova este mai mic comparativ cu perioada anterioară, oricum în diferite țări, inclusiv Rusia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, noi vedem că numărul de cazuri iarăși din nou este în creștere. De aceea acum noi avem posibilitatea de a ne vaccina cu acest vaccin care are doar o singură doză și peste două săptămâni deja este un răspuns imun format. Există o perioadă în care suntem siguri că este asigurată această imunitate destul de eficientă sau nu pentru acest vaccin? Da, într-adevăr există. Dacă ne referim la studiile care au fost realizate încă anul trecut, în studiile clinice, s-a determinat când este acel titlu protectiv de anticorp format după administrarea primei doze, cu toate că ei în acele studii au utilizat două doze inițial și au văzut că chiar după o doză, titlul de anticorp nu este în scădere, de aceea nu este necesar să administrăm a doua doză, așa cum avem și în cazul altor tipuri de vaccinuri. Și s-a demonstrat că după prima doză, peste 15 zile, deja este un răspuns imun și acea eficiență este de peste 66%, iar deja după 28 de zile, eficiența este de peste 85%. Ea este în creștere și monitorizarea acestor persoane a avut loc o perioadă îndelungată și s-a dovedit că chiar și după 71 de zile,
titrul de anticorpi nu scade și de aici s-a reieșit la concluzia că acest vaccin este de ajuns de a fi administrat într-o singură doză și peste 2 săptămâni deja persoana este protejată, dar sigur că 100% va fi protejată după o perioadă de 1 lună. Dar răspunsul imun se formează deja peste 2 săptămâni, peste 15 zile. Și este corectă informația că ne-ar asigura o imunitate de aproape 8 luni, de peste 8 luni? Sau este un... Nu putem vorbi despre o protecție sigură de 8 luni, de 9 luni sau de 12 luni, nici într-un tip de vaccin pe care îl avem la moment utilizat, nu doar la noi în țară, dar întreaga lume, pentru că acele persoane care au fost imunizate încă anul trecut, dacă vorbim despre vaccinul Johnson & Johnson, studiile au început în iulie anul trecut și respectiv acele persoane încă sunt monitorizate în continuare și încă la etapa actuală acele persoane sunt protejate. Respectiv, ca să vorbim despre o perioadă exactă, este nevoie încă de monitorizare în timp ca să cunoaștem, este pentru un an, este pentru 2 ani această protecție. Se discută că ar putea fi o doză booster ulterior, pentru orice tip de vaccin vom avea nevoie de o doză booster. Dar această doză booster depinde în mare parte de fiecare din noi, pentru că atât timp cât virusul circulă, el are proprietatea de a suferi mutații. Și aceste mutații fac ca persoanele să fie din nou receptive față de virusul respectiv. În special persoanele care nu sunt imunizate, ele practic sunt neprotejate și pot face o formă gravă de boală. În schimb, vaccinurile care au fost acum dezvoltate, inclusiv și vaccinul Johnson & Johnson, și-au demonstrat eficacitatea inclusiv și pentru vaccinurile, inclusiv și pentru aceste variante noi apărute, inclusiv vorbim de Delta sau alte variante Lambda, care la fel sunt foarte agresive, virulente și au o transmitere destul de intensă, în special între persoanele neimunizate. Și s-a demonstrat că acest vaccin Johnson & Johnson, precum și alte vaccinuri prezente în Republica Moldova, sunt eficiente împotriva acestor noi tulpini care ar fi destul de severe. Da, într-adevăr, este adevărat, vaccinurile sunt eficiente și acest lucru este realizat de fiecare dată când apare o variantă nouă, o tulpină nouă a virusului SARS-CoV-2. Aceste vaccinuri, iarăși din nou, sunt evaluate vis-a-vis de eficacitatea acestora asupra tulpinilor noi și până acum s-a demonstrat că vaccinurile sunt eficiente, chiar dacă este o eficiență un pic mai redusă comparativ cu acele variante inițiale care le-am înregistrat, în special vorbim despre varianta alfa, acea originală, apoi vorbeam despre varianta beta, varianta gamma, deci la moment ele sunt eficiente. Dar sigur că dacă vom urmări în continuare un număr mare de persoane, virusul are posibilitatea să se transmită de la o persoană la alta și virusul încep să muteze în cazul respectiv. Deci noi suntem acei care îi permitem virusului să aibă aceste mutații la nivel de proteină, pentru că vreau să menționez aici că sunt mii de mutații la nivel de virus, dar cele mai importante care prezintă îngrijorare sunt mutațiile care apar la nivel de proteină, proteină S-spike, pentru că toate vaccinurile, în primul rând, sunt obținute utilizând această proteină și respectiv anticorpii care se formează ca și răspuns imun în cazul administrării vaccinului, sunt anume pentru această proteină S-spike. Și atunci când la această proteină apar mutații, respectiv, în primul rând, face ca persoana să fie mult mai receptivă și virusul se atașează mai repede de celula umană, iar anticorpii se elimină mai greu în cazul respectiv. Iar atunci când persoana este vaccinată, atunci și aceste mutații, la moment, ele sunt recunoscute de vaccin și, respectiv, organismul nostru reacționează mult mai rapid și nu-i permite acestui virus să se atașeze de celulele umane. Astfel, persoana este protejată. Ori atunci când vorbim despre pătrunderea oricum a virusului în celula umană, oricum această cantitate va fi foarte mică și persoana poate să facă o formă ușoară de boală, dar nu va face formă gravă și nu va necesita spitalizare.
Acum, la nivel mondial, când deja sunt utilizate pe larg vaccinurile, sigur că nu vorbim despre o acoperire înaltă, pentru că la nivel mondial avem doar 25% din populație imunizată. Oricum, inclusiv datorită acestui fapt, avem practic peste 180.000 de persoane care au fost protejate de infectare și practic 1,25 de milioane au fost protejate de spitalizare. Și iarăși din nou, dacă analizăm și situația în lume, vedem că, necătând la faptul că numărul de cazuri este în creștere, dar este în scădere numărul de decese. Și asta înseamnă că, necătând la faptul că persoana se infectează, chiar dacă este vaccinată, ea o să facă o formă ușoară și va fi protejată de spitalizare și va fi protejată de decese. Noi vedem ce se întâmplă acum în Rusia, vis-a-vis de numărul mare de cazuri, și medicii de acolo menționează că dacă anul trecut, când ei se confruntau cu varianta britanică, încărcătura spitalicească era în jur de 30%. Acum ei au încărcătură de 70%, ei nu au unde spitaliza persoanele și respectiv situația este foarte critică, anume printre persoanele care nu sunt imunizate. Și reprezintă și un risc major pentru Republica Moldova. Sigur în acest context. Reprezintă, pentru că noi înregistrăm deja cazuri de import din Rusia. Și respectiv, acele persoane care vin din Rusia și deja noi înregistrăm că ele sunt infectate, ele aduc și varianta Delta în țară, pentru că acolo au deja peste 88% din populația infectată este depistată cu varianta Delta. Deci riscul că noi avem deja această variantă este unul înalt. De aici și vine îngrijorarea noastră pentru cetățenii țării, cei care nu sunt imunizați, orică noi avem în țară o imunizare destul de lentă, acoperirea cu vaccin este în jur de 14% și respectiv persoanele sunt în risc să se infecteze, în special acele care vin în contact cu persoanele care revin din Marea Britanie, din Rusia, pentru că acum varianta Delta este înregistrată în practic peste 120 de țări deja. Ea devine dominantă. Iar migrația este intensă. Noi suntem într-o perioadă estivală, perioadă când cetățenii noștri pleacă în vacanță, alții revin înapoi în țară. Respectiv, circulația nu doar a populației are loc, dar și circulația acestor variante noi ale virusului. Respectiv, ne așteptăm la o creștere a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în următoarea perioadă? Și de ce este atât de important ca să respectăm în continuare măsurile de protecție și să intensificăm procesul de vaccinare? Deci, în primul rând, ținând cont de faptul că avem o rată de acoperire cu vaccin foarte mică, este în jur de 14%, cum am menționat. Persoanele care nu sunt imunizate, ele sunt receptive față de variantele noi. Dacă noi am înregistrat, în primul rând să menționăm de ce este un număr încă scăzut de cazuri. Pentru că până acum noi în majoritatea cazurilor înregistram varianta Alpha, cea care a fost inițială, și varianta britanică. Și respectiv populația noastră a dezvoltat imunitate, fie că a fost infectată, fie că a fost imunizată, fie că a fost în contact cu cineva și respectiv a dezvoltat imunitate. Pentru că virusul în timp își scade din virulență. Dar atunci când vine o variantă nouă, iarăși, din nou, organismul devine receptiv față de acest virus și, necătând la faptul că el a făcut această infecție, el iarăși, din nou, este sensibil față de virus și face iarăși, din nou, o formă sau ușoară sau o formă medie sau gravă. Pentru că este dovedit că după infecție, imunitatea este de scurtă durată, iar unii chiar nici nu dezvoltă. Dacă ei au făcut o formă ușoară, atunci el ar putea nici să nu dezvolte imunitate. Mai mult ca atât, studiile care au fost realizate în Spitalul de Boli Infecțioase de Copii a demonstrat că acei copii, că unii copii, practic 15% din copiii care au fost internați cu forme medii sau grave, ei deja aveau anticorpi. Asta înseamnă că ei au avut anterior virusul, ei au fost infectați, dar au făcut o formă ușoară de boală și au transmis și altor, sau vorbim despre personalul didactic de la școli, de la grădinițe sau însăși membrii familiei. Respectiv, ei peste o perioadă de timp s-au reinfectat. Același lucru noi le vedem și printre persoanele care au făcut infecția anul trecut și apoi s-au reinfectat, pentru că după
infecție, imunitatea este sau redusă sau este de scurtă durată. În cazul persoanelor vaccinate, imunitatea este mai de durată, este mult mai protectivă și dacă vorbim despre persoanele care și-au făcut infecție și au fost vaccinate, aici deja se dezvoltă imunitatea hibridă care este cea mai puternică. Ele sunt protejate pentru o perioadă mult mai îndelungată. De Dar aceea, totuși, acum, în această situație, trebuie de respectat măsurile... Da, deci, de ce acum acele persoane care nu sunt imunizate, ele sunt în risc de a dezvolta în special formele grave, pentru că din analiza pe care au realizat-o cercetătorii în Rusia, în baza celor cazuri, s-a demonstrat că virusul foarte repede atacă plămânii și dacă inițial se înregistrau forme ușoare, acum ei înregistrează foarte multe cazuri de forme anume grave, care necesită spitalizare și inclusiv și decese. De ce noi avem și îngrijorarea respectivă, persoanele care nu sunt imunizate în Republica Moldova ar putea să se infecteze. De ce îndemnul nostru sigur că este ca cât mai repede posibil să se imunizeze pentru a se proteja și totodată să respectăm în continuare purtarea măștii, ceea ce este foarte important, și acele alte măsuri care sunt nespecifice, dar la fel ne pot proteja de variantele acestea noi. Cum ar fi păstrarea distanței sociale, dezinfectarea mâinilor, spălatul pe mâini în mod regulat și așa mai departe. Adevărat, acum... pentru că după administrarea, chiar dacă noi ne imunizăm, trebuie să ținem cont că organismul nu este protejat din primele zile după administrarea vaccinului. Răspunsul imun, dacă vorbim despre vaccinul Johnson & Johnson, care se administrează doar într-o singură doză, răspunsul imun se formează peste 2 săptămâni, iar protecția maximală deja este peste 28 de zile. Celelalte vaccinuri, protecția maximală este după a doua doză, peste 14 zile, respectiv în această perioadă, până a atinge titrul maximal de anticorp, este necesar să păstrăm, să respectăm aceste măsuri de purtare a măștii, distanțarea fizică și igienizarea mâinilor. Am înțeles. Revenim un pic la vaccinul Johnson & Johnson. Care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de acest vaccin? Există anumite contraindicații în acest sens? Adică femeile însărcinate sau care alăptează se pot vaccina cu Johnson & Johnson? Nu este niciun risc? Sau știu că e vorba despre persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani și mai mult. Da, într-adevăr, vaccinul Johnson & Johnson se administrează începând cu vârsta de 18 ani. Toate persoanele pot fi imunizate cu acest vaccin. Contraindicații avem doar la persoanele care ar putea avea o reacție alergică gravă la unul din componentele acestui vaccin, dar componentele acestea nu se deosebesc de componentele din AstraZeneca, de exemplu, sau din vaccinul Sputnik. Ele practic sunt aceleași, doar că aceste componente intensifică răspunsul imun pe lângă acel adenovirus împreună cu virusul cu gena care codifică proteina S-spike. Respectiv, dacă persoana a avut anterior în viață o reacție de șoc anafilactic la un vaccin oarecare, atunci sigur că sunt niște precauții și ar putea fi și contraindicații. Dar, în rest, toate persoanele pot fi vaccinate, în special vorbim despre persoanele cu patologii cronice, vorbim despre persoanele cu diabet zaharat sau boli autoimune, la fel, ele pot fi vaccinate, pentru că anume aceste persoane sunt în risc de a dezvolta forme grave de infecție COVID-19. De ce, în primul rând, aceste persoane ar trebui să fie vaccinate pentru a le proteja de infectare. Totodată, persoanele cu boli autoimune sau persoanele care au maladii oncologice, la fel, fiind în risc foarte mare de a dezvolta forme grave, vaccinul, în primul rând, le protejează, dar totodată răspunsul imun pe care îl dezvoltă este un pic mai redus comparativ cu alte persoane, pentru că ei au patologia respectivă a sistemului imun. Dar studiile au demonstrat că inclusiv și la aceste persoane se dezvoltă imunitate. Totodată au fost observate unele persoane ar putea dezvolta această imunitate tardivă, pentru că foarte des
persoanele care se vaccinează, după vaccinare încep să testeze titrul de anticorp. În primul rând, aici trebuie de menționat că titrul de anticorp necesar pentru protecție este titrul de anticorp neutralizanți, ceea ce testele respective care acum sunt realizate nu determină titlul de anticorp neutralizanți, iar unele persoane nu au anticorp și încep să-și facă griji că, iată, s-au vaccinat, dar nu au anticorp. Deci, studiile au demonstrat că unele persoane, un procent foarte mic de persoane, pot dezvolta acest răspuns mai tardiv, dar oricum îl dezvoltă. Practic, 96% din persoanele imunizate dezvoltă titlul de anticorp neutralizanți împotriva virusului SARS-CoV-2. În spațiu public au apărut mai multe informații, precum că după administrarea vaccinului Johnson & Johnson ar exista riscul formării unor cheaguri de sânge. Este un mit? Astfel de reacții, ați văzut și dumneavoastră, pot apărea și în cazul vaccinului AstraZeneca. Astfel de informații a fost difuzată și anterior. Nu este un mit, pot apărea, dar sunt cazuri foarte rare. Astfel de cazuri au fost înregistrate în Statele Unite ale Americii, după care, din câte cunoașteți, a fost testată pe o perioadă vaccinarea cu vaccinul Johnson & Johnson pentru a analiza aceste reacții, dacă într-adevăr este un risc pentru populație de a se vaccina. Până la urmă s-a determinat că la 13 milioane de doze administrate au fost înregistrate un număr foarte mic de astfel de reacții. Ele pot fi pentru că în studii clinice este testat vaccinul pe un număr de 40.000, 50.000 de persoane, dar o reacție foarte gravă ar putea apărea un caz la 5 milioane și atunci aceste studii nu este observată și atunci când se utilizează deja pe larg în populație ar putea apărea astfel de cazuri. De aceea astfel de cazuri sunt foarte rare. Pot apărea, după cum am menționat, un caz la câteva milioane de administrări, dar decese ca rezultat al infecției COVID-19 avem 2 cazuri la 100 de persoane, respectiv beneficiu-risc. Sigur că atunci când analizăm ce este mai bine, vaccinul are un beneficiu mult mai net superior comparativ cu aceste reacții. Totodată, una din reacții foarte grave este și șocul anafilactic, care orice tip de medicament, dacă să analizăm, orice tip de medicament administrat poate avea reacții, inclusiv și vaccinurile. De ce? În cazul vaccinurilor, persoanele trebuie să fie pe teritoriul punctului de vaccinare timp de 15 minute, maximum 30, dacă anterior au mai avut astfel de reacții mai grave, pentru a fi monitorizate și, respectiv, personalul care este în punctul medical va putea acorda asistență medicală pentru a evita orice tip de reacție anafilactică. Dacă ulterior, după vaccinare, persoana simte că are durere în piept, dificultate în respirație sau edeme la picioare sau niște pete hemoragice, atunci sigur că imediat trebuie să se adreseze medicului de familie pentru a acorda ajutor medical. Deci toate aceste reacții care au fost înregistrate, ele au fost soluționate cu tratament și în câteva zile au dispărut. Respectiv, nu este o îngrijorare, trebuie să ne vaccinăm pentru că complicațiile de COVID-19 sunt mult mai grave comparativ cu vaccinarea. Vă mulțumim. O să vorbim despre un alt subiect. Recent în Republica Moldova a fost raportat primul caz de administrare a 2 tipuri de vaccin împotriva virusului COVID-19 produse de companii diferite. Mai exact, persoana a fost vaccinată cu Pfizer, prima doză, și a doua doză cu AstraZeneca. Cum comentați asemenea situații? Există un risc pentru sănătate și pentru... Astfel de cazuri au fost semnalate nu doar în Republica Moldova, au fost înregistrate și în România. Într-adevăr, au fost
cazuri când s-au administrat prima doză cu un vaccin, a doua doză cu alt tip de vaccin, a fost o eroare, pentru că la moment Organizația Mondială a Sănătății și toate recomandările pe care le avem internaționale nu recomandă să mixăm aceste vaccinuri. Dacă administrăm prima doză, înseamnă că și a doua doză trebuie să fie administrată de la același producător, pentru că acum noi utilizăm vaccinuri care au fost dezvoltate recent și datele pe care le avem sunt doar datele acelor studii clinice unde s-a testat doar administrarea de la același producător și respectiv nu avem siguranță că nu sunt reacții adverse dacă administrăm vaccinul prima doză cu un tip de vaccin și a doua tip de vaccin cu alt tip de producător. Dar totodată s-a utilizat o astfel de administrare, poate fi ca și excepție atunci când la prima doză administrată persoana a dezvoltat o reacție destul de gravă și atunci a doua doză poate să fie recomandată administrarea unui vaccin, de obicei se recomandă vaccin bazat pe ARN mesager. Dar totodată ținem cont și de studiile care acum sunt realizate și îndată ce avem niște date mult mai detailate, pentru că să nu uităm că noi avem nevoie de date bazate pe dovezi, evidențe, și atunci când noi suntem siguri că administrarea primei doze cu un tip de vaccin și a doua doză este sigură și nu cauzează reacții adverse și va fi recomandat de către Organizația Mondială a Sănătății, am putea administra. Acum noi nu avem astfel de date și respectiv noi nu putem să presupunem că nu ar putea fi complicații. Și totodată atunci când nu există vaccin în țară, dacă, de exemplu, prima doză s-a administrat cu un tip de vaccin, iar pentru a doua doză nu este vaccin, dar avem alt tip de vaccin, atunci se poate de analizat dacă este posibil administrarea alt tip de vaccin. Dar atât timp cât noi nu avem date, este mult mai sigur să administrăm același tip de vaccin și în prima doză și a doua doză. Și astfel noi putem evita complicațiile care ar putea apărea. Da, pentru a preveni anumite riscuri. Corect. Vom răspunde acum la toate întrebările. Unde deja putem administra vaccinul Johnson & Johnson? Vaccinul Johnson & Johnson deja în următoarele zile va fi distribuit și în instituții medicale, dar cu siguranță duminică la cetatea Soroca va fi organizat punct mobil de vaccinare unde persoanele pot să vină inclusiv să viziteze cetatea Sorocei, dar totodată și să se vaccineze cu vaccinul Johnson & Johnson, unde cu siguranță va fi. Da, și imediat ne uităm și... Așa, săptămâna trecută s-a anunțat că în câteva zile va fi disponibil descărcarea certificatului digital. Sunt careva actualizări în această privință? Se lucrează. Îndată ce va fi finisată actualizarea acestui certificat digital, pentru că acum se urmărește ca acel QR code să fie validat și la nivel internațional și îndată cum se va finaliza această procedură, Ministerul Sănătății va veni cu o actualizare. Mm-hmm. Care este diferența dintre vaccinul Johnson & Johnson și alte tipuri de vaccin? Noi am răspuns la această întrebare. Deci, toate vaccinurile, vreau să menționez, toate vaccinurile sunt bune, sigure și eficiente. În cazul vaccinului Johnson & Johnson, avantajul este că se administrează doar într-o singură doză și atunci nu este nevoie ca persoana peste o lună iarăși de nou să se întoarcă și să facă a doua administrare. Respectiv, da, aici comod. Este foarte comod și practic. Uh-huh. Și dacă scopul ar fi, sau dacă acest vaccin ar avea efecte adverse sau ar provoca moartea? Moartea, sigur că niciun vaccin nu provoacă. Ceea ce ține de reacții adverse, acest vaccin, ca și alte tipuri de vaccin, ar putea cauza o durere locală,
o hiperemie, o febră, deci sunt niște reacții normale care pot apărea după administrarea oricărui tip de vaccin. Iar dacă apar reacții mai moderate sau severe, sigur că atunci este necesar să apeleze la medicul de familie și atunci medicul de familie va prescrie un tratament. Ceea ce, iarăși din nou menționez, sunt niște cazuri foarte și foarte rare. Dar, odată ce se adresează la timp, toate aceste cazuri sunt soluționate cu succes. Vă mulțumim tare mult. Aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc? Sau? Sigur că da. Vreau să îndemn cetățenii noștri să nu le fie frică de vaccinuri. Mult mai grav este infectarea cu COVID-19. În special, acum observăm că un număr mare de cazuri se infectează tinerii, ceea ce este foarte grav și respectiv. Acum avem posibilitatea să ne vaccinăm. Avem un vaccin foarte eficient, este un vaccin sigur. Johnson & Johnson, care este un vaccin care se administrează într-o singură doză, dar sigur că avem și alte tipuri de vaccinuri pentru toată lumea, care sunt sigure, eficiente și care sunt niște preparate care ne ajută să prevenim infectarea, pentru că cel mai scump este sănătatea noastră și vaccinurile și-au dovedit eficiența deja în timp. Vă doresc sănătate! Vă mulțumim tare mult! Vă așteptăm duminică, 18 iulie, la Cetatea Soroca, pentru a vizita unul dintre cele mai frumoase locații pitorești din Republica Moldova și, în același timp, pentru a ne vaccina împotriva COVID-19, pentru a ne proteja de acest virus. Vaccinurile disponibile vor fi Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm și Sinovac. Vă mulțumim!